Ne-am întors în a doua jumătate a emisiunii Agricultura, o șansă pentru România și ne continuăm discuția cu deputatul Daniel Constantin din Comisia pentru Agricultură, fost ministru al Agriculturii. Mai potrivit nici nu se putea. Domnule Daniel Constantin, vă mulțumesc că în ciuda programului ocupat ați rămas și partea a doua alături de noi. Vorbeam de Agroinvest. Am eu o foarte mică precizare, Cârcotaș, cum sunt? Poate îi găsim alt nume că Agroinvest e o firmă, știți, și să nu se supere cei de acolo sau să le facem a apărut în presă, știți cum e. Ideea e așa, guvernul a avizat... Da. Vă rog, spuneți noastră. Da. Vreau să spun așa, guvernul a avizat lansarea acestui program de împrumuturi cu un plafon de garanții. 1 miliard de lei ar urma să fie pentru fermieri. Asta grosomodo. Vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți ce e acest program Agroinvest, care după IMM Invest ar trebui să fie intrat și el rapid în pâine. Teoretic, da, practic lucrurile nu s-au derulat atât de rapid și vă spun istoria. Primul rând încep cu numele. Eu am gândit la momentul respectiv, fără să știu că există o firmă sau altceva, un program pe care l-am numit AgriInvest. L-am prezentat lui Ludovic Orban, era premier la momentul respectiv, și lui Florin Cîțu, care era ministru de finanțe. Sigur că din vorbă în vorbă știți cum, de la AgriInvest a ajuns, a spus odată public, cred că chiar domnul prim-ministru Cîțu, la vremea aceea ministru de finanțe, a spus în public AgroInvest și așa a rămas AgroInvest. Da, aici numele cred că e mai puțin important. Ce înseamnă lucrul acesta? Eu l-am propus ideea, după care i-au preluat, au discutat în serviciile tehnice atât de la Fondul de la Garantare pentru Credite pentru IMM-uri, cât și Ministerul de Finanțe și au gândit-o ca un subprogram în ordonanța care a aprobat IMM Invest. El a fost și trimis Comisiei Europene. Culmea, Comisia Europeană s-a mișcat mai repede decât Guvernul României, a dat acceptul, pentru că e și o schemă de ajutor de stat, înainte ca el să fie aprobat în guvern. El a fost aprobat în guvern în penultima săptămână din campania electorală, dacă vă amintiți. La momentul respectiv, Ludovic Orban a spus, domnule, săptămâna viitoare să veniți să o aprobăm, nu în primă lectură, să aprobăm ordonanța definitivă, după care în ședința din 4 decembrie, Ministerul Agriculturii a avut câteva observații. Eu am văzut și eu punctul de vedere al Ministerului Agriculturii, am și vorbit cu domnul Oros acum, cred că 10 zile, pe tema asta. Ministerul Agriculturii spune că trebuie să intre în această schemă, adică e o chestiune de formă, n-aș vrea să intru în detalii foarte mult, dar l-am rugat și eu pe domnul ministru să aprobe de ce. E un program extrem de important. Într-o perioadă în care ați văzut presiunea mare pe minister este, domnule, când plătiți banii pentru despăgubiri, pentru secetă, dacă se termină plățile anterioare și când începem pentru campania de primăvară. Domnul Oros, sigur că așteaptă întâi bugetul, după care procedurile respective să avem banii ca să putem... De ce e presiune? Pentru că oamenii au nevoie de resurse. O să înceapă campania de primăvară și au nevoie să aibă bani să înființeze culturile. Programul acesta, care deja, repet, aprobat de Comisia Europeană, vine, sigur că plafonul e de 1 miliard de lei la momentul acesta, care ce înseamnă? Garanții acordate de stat. E pe modelul IMM Invest, dar sunt câteva diferențe care cred eu că trebuiau trecute de la început, fiind un sector agricol diferit față de ceea ce se întâmplă în celelalte sectoare economice. Care e diferența? 8 luni de zile, ca și la IMM Invest, nu se plătește absolut nimic, dobândă și credit de bază, după care... Dacă la IMM Invest până la 18 luni poți să plătești doar dobânda și nu și baza, aici merge până la 24 de luni, pentru că în agricultură nu scoți imediat banii ca să poți să returnezi. Dobânda este identică cu IMM Invest, dar aici venim cu un ajutor suplimentar pe care îl acordăm celor care iau credite de 10% din valoarea creditului pe care îl împrumută. E o schemă de ajutor de stat, astfel încât să iasă mai bine decât ar ieși dacă, nu vorbesc de un împrumut normal de pe piață, dar să iasă mai bine decât valoarea contractată anterior. Adică e o facilitate extraordinară pe care cred eu că mulți fermieri care au nevoie de cash flow, pentru că asta lipsește în această perioadă, mulți fermieri care ar vrea să mai țină produsele, să nu le vândă la recoltat, să le țină după care cred că ar avea nevoie. Și mai e o facilitate importantă, că poți returna aceste credite de 2 ori pe an, adică la recoltat. Spre deosebire de IMM Invest, unde trebuie să returnezi după cele 18 luni, trebuie să returnezi banii lună de lună, ca un credit normal. Deci sunt sigur că eu mi-aș fi dorit, dar am înțeles că lucrul acesta nu e posibil, să avem și o perioadă de rambursare ceva mai mare, de 6 ani de zile, pentru că eu cred că în agricultură ai nevoie de mai mulți ani ca să intri pe profit și să-ți recuperezi creditul respectiv. Nu s-a putut în această fază, vom vedea ce se poate face în viitor. Dar cred că e important ca această schemă
să fie aprobată cât mai repede și mizez pe eficiența Ministerului. Repet, există un anumit punct de vedere, anumite observații pe care Ministerul Agriculturii le-a transmis. Sper să înțeleagă mai repede cu cei de la Ministerul de Finanțe pe aceste puncte de vedere și să dea drumul la acea schemă care poate deveni funcțională imediat, pentru că ea este aprobată deja de către Comisia Europeană. Perfect, vă mulțumesc pentru lămurire. Ați spus dumneavoastră că rambursarea s-ar putea să se facă de 2 ori pe an, dar numai după recoltare, adică n-ar fi o povară anterioară strângerii roadelor de către fermier. Omul ar putea să aibă niște bani. Domnule Daniel Constantin, știu, sesiunea legislativă n-a început de foarte mult timp, pentru că în 6 decembrie anul trecut am avut alegeri. Poate o să spuneți că e prematur, dar bazându-vă pe experiența dumneavoastră în acest domeniu, există inițiative legislative pe care le considerați necesare? Știu, o lege nu se face de unul singur, e nevoie de consultări, inclusiv cu mediul asociativ, cu colegii din Parlament pentru poate susținere. Vedeți ceva necesar în perioada următoare care să vină să reglementeze ceva în agricultură? Sunt multe lucruri, unele dintre ele se pot reglementa și de la nivelul Ministerului Agriculturii prin hotărâre de guvern, altele se pot reglementa prin lege. Există multe modificări care s-au făcut la legea vânzării terenurilor, știți foarte bine. Acum iar fac referire la trecut. S-a adoptat o lege în 2014, 7 ani de zile s-a spus, domne, nu e bună legea respectivă, dar nu s-au putut încropi modificări, cum să spun, coerente. S-au făcut niște modificări anul trecut, dar care se pare că sunt deocamdată suspendate pentru o anumită perioadă. Deci, și aici cred că se mai pot face anumite corecții. La fel cum cred, și cred că asta e important, să încercăm să-i ajutăm pe fermieri prin reducerea birocrației. Eu am făcut o inițiativă acum un an și jumătate, dacă nu mă înșel, am depus-o cred că în mai 2019. Din păcate, eram în opoziție la momentul respectiv. Ministerul Agriculturii, la nivel politic, atunci a spus că nu e o prioritate. După ce a venit pandemia, au constatat că, de fapt, e o prioritate. Și după ce s-a instalat guvernul PNL, această lege a mers pe repede înainte și a fost și deja promulgată de către președinte. O lege prin care spunem foarte clar, fermierii, acum trebuie să facă normele Ministerul Agriculturii. Fermierii Corect. Nu trebuie să mai depună, că vine mâine, poi mâine, campania de primiri de cereri, nu trebuie să mai meargă la primărie să-și ia de exemplu adeverința de la primar Da. Ca să ateste că lucrează terenul, să meargă cu ea. Practic, orice document, se spune în lege, care nu ține de persoana respectivă și ține de alte instituții, nu mai trebuie să aduse acele documente de către fermier, ci ele trebuie luate de către funcționarii APIA, de la celelalte instituții. Că vorbim de registrul comerțului, că vorbim de primărie. În felul acesta să știți că îi stimulăm și pe primari. În țară, în momentul de față, există în 70% din primării registru agricol electronic. Dar nu în 100%. O să-i stimulăm pe toți pentru că e mai simplu. Altfel trebuie să primească mail-uri de la cei de la APIA să întrebe de un fermier sau altul. O să-i stimulăm să-și facă toți registrul agricol electronic cât mai repede. Ăsta e un exemplu. De asta eu cred că pe lângă facilități, pe lângă politici care trebuie gândite și care trebuie puse în acte normative, trebuie să venim și cu astfel de inițiative care să ușureze viața fermierilor de la o zi la alta până la urmă. Fermierii trebuie, la fel ca și cu desfacerea, fermierii, de asta cred eu și sunt un militant al vânzării în comun a produselor, pentru că fermierii trebuie să ocupe de producție și nu de alte lucruri care țin de birocrație sau de identificarea de modalități de a comercializa. Perfect, ținem cont de acest lucru. Reducerea birocrației valabilă pentru fermieri, benefică pentru fermieri, ar trebui să fie aplicată la nivelul întregii Dar societăți. Pentru, scuze, se poate? Vă întrerup. Vă rog. Pentru toată societatea, să știți, eu mai am Corect, câteva asta inițiative, spuneam. De exemplu, una dintre ele spune foarte clar, o persoană, că este fizică sau juridică, în momentul în care intră într-o instituție publică, trebuie să rezolve problemele la primul ghișeu. Să nu mai fie plimbat până la etajul 2, 3. Aici nu vorbesc că nu suntem în campanie, nu vorbesc de chestiuni populiste. Asta chiar trebuie să se întâmple. Timpul este foarte important și vedeți cât timp petrecem în trafic, cât timp petrecem pe la cozi. Nu trebuie să le dăm elemente suplimentare prin care să piardă timpul oamenii. Trebuie să le ușurăm viața, mai ales acum în pandemie am văzut că totul se poate face. Uitați și emisiunea. Se poate face electronic. Poți să intru din mașină la dumneavoastră, rezolv problemele. Ca să obțin un document, deși toate le putem face din mașină sau de acasă, totuși ca să obțin un document la instituții sunt plimbat de la un ghișeu la altul.
fie că vorbim de eliberarea unui permis sau unui pașaport, fie că vorbim de cererea de plată la APIA, deci sunt lucruri care trebuiesc generalizate. Inițiativa aceasta, să știți că stă tot de 2 ani de zile, e semnată de mine, prin care, v-am spus, totul se rezolvă la primul ghișeu, nu trebuie să mai mergem în alte zone. Încă există, cum să spun, o reticență și vreau să vă dau un exemplu. Asta cred că e și în cazul fermierilor, când merg să-și construiască, nu știu, un grajd sau pentru a obține o autorizație de construcție, pentru că s-au creat anumite obiceiuri. Toate aceste documente trebuiesc, în primul rând că sunt multe și în al doilea rând trebuie depuse în format fizic. Doar unele Corect. Instituții le acceptă online. Știți foarte bine că pentru unele trebuie să ții doar o negație. Te duci la o agenție de mediu, de exemplu, doar ca să-ți dea o negație. Nu ca să vezi dacă poți să construiești într-un loc sau altul. Și aici ar trebui să venim și eu lucrez la asta, să știți, e un proiect pe care până la urmă l-am luat nu neapărat tehnic, profesional, dar un proiect politic pe care eu vreau să-l implementez, să reducem birocrația în toată interacțiunea dintre spațiu public și cel privat, persoane fizice sau juridice. Bun, haideți să o facem, domnule Daniel Constantin. Din punct de vedere al unui jurnalist, eu vă susțin întru totul. Vreau să dau un foarte scurt exemplu de debirocratizare. De exemplu, în Marea Britanie, vinzi mașina. Nu e treaba ta să te duci să o radiezi, nu e a proprietarului să o radieze. Între mine și noul proprietar se face un schimb de documente. Îi dau serviciul, cartea de servis și actul de proprietate. Și anunț autoritățile, le anunț electronic și abia apoi urmează eliberarea actelor fără ca eu să fiu nevoit să mă deplasez. Vreau să văd și la noi așa ceva și vă susținem. Domnule Daniel Constantin, vă întrebam de inițiative legislative pentru că al dumneavoastră coleg de partid, domnul Adrian Oros, spune că până la sfârșitul anului pregătește legea arendei și vorbim și de legea camerelor agricole. Sunt două probleme care sigur interesează pe foarte multă lume. Cu camerele agricole a fost așa o povestioară, o contestare pe un anumit motiv, pe finanțare sau n-am înțeles foarte bine pentru că eu nu sunt specialist în acest domeniu, dar nu e funcțională legea acum. Legea arendei, o nouă lege a arendei, cât de utilă e în acest moment? Pentru că, haideți să fiu eu oarecum așa de lăsător, a mers și până acum, știți cum e. A mers și n-a mers, să știți, pentru că probabil de asta s-a gândit. Eu nu știu inițiativa, n-am discutat cu domnul Oros despre inițiativa aceasta. Păi nu, el probabil aici va discuta și cu dumneavoastră, știți, că va trece prin comisie, sigur se va sfătui. Și în comisie și probabil că și în partid o să discutăm lucrul acesta. Eu chiar o să propun pentru că, din păcate, anul trecut a fost marcat de această pandemie și să știți că, deși oarecum sunt nou așa coleg cu domnul Oros, eu aș fi vrut să văd o comunicare ceva mai activă, mai ales în Comisia de Agricultură a Partidului Național Liberal, pe măsurile pe care le implementăm. Cred că aici e loc de mai bine și sunt convins că motivul pentru care nu a existat ședințe prea dese a fost legat de această pandemie care ne-a lovit în toate sectoarele, inclusiv în zona de agricultură. Dar sunt convins că în anul 2020 va fi prioritară și comunicarea internă în partid atunci când propunem anumite, îl bănuiesc pe domnul ministru și pe colegii din minister, de toate bunele intenții pe această temă. Cu siguranță vom discuta și în Comisia de Agricultură a Parlamentului, dar eu ce pot să vă spun? Vă spun un lucru, că probabil de aici a plecat toată chestiunea cu legea arendei. Deci trebuie reglementate într-un fel, pentru că avem foarte multe persoane în vârstă care, din păcate, știți cum, au fost, n-aș vrea să spun, n-au cunoscut în detaliu, n-au fost suficient de mult protejate de stat în relația cu arendatorii. În anumite situații, nu vreau să generalizez. Și probabil că pentru a corecta aceste lucruri, domnul Oro se gândește la o astfel de măsură. Pentru că, dacă fac apel la istorie, după anii 90, când s-au mai încercat diverse asocieri, fie că vorbim de asociații agricole de producție, fie că vorbim de cooperative, din aceste motive că oamenii nu cunoșteau în detaliu toate elementele, să spunem așa, de subsol din contractele de arendă, oamenii au fost descurajați ulterior să se mai asocieze pentru că n-au primit la un moment dat ceea ce așteptau ca și arendă. De asta cred că se gândește domnul Oros, dar repet, nu știu inițiativa și o să o discutăm și sunt convins că o să venim cu cea mai bună formulă. Perfect, o declarație foarte fină. Am să traduc eu ceea ce așteaptă lumea de la toată lumea.
mai multă consultare, mai mult dialog și rapiditate în elaborarea unor proiecte legislative chiar. Domnule Daniel Constantin, vrând nevrând lucrurile merg înainte. O să treacă și pandemia, o să ne adaptăm, o să purtăm în continuare mască chiar dacă ne vaccinăm. Apropo, vă vaccinați sau v-ați vaccinat deja? Cum e? Sunt convins că o faceți. M-am înscris. M-am înscris pentru că a fost o consultare la nivelul Parlamentului, cine dorește, la fiecare grup parlamentar. M-am înscris pe listă, vreau cu siguranță, vreau să mă vaccinez. Perfect. Acum nu știu, trebuie să consult un medic pentru că am descoperit că am trecut prin acest virus care, iată, a lovit din ce în ce mai multă lume și am anticorp la momentul acesta, deci sigur am am fost înțeles. unul dintre cei norocoși, n-am știut când am avut și am trecut peste probleme. Bun. Dar oricum, ținem cont de intenția dumneavoastră de a lupta în continuare împotriva acestei pandemii. Spun că o să trecem peste toate, o să ieșim cu toții din casă, agricultura oricum a mers înainte, o să ne ducem și la Bruxelles, la un moment dat, poate și fizic, domnule Daniel Constantin, să negociem în numele României, pentru că lucrurile nu stau, știm că se creionează noi obligații, noi reguli, noi cadre în care va evolua și fermierul român. Dumneavoastră, ca ministru al agriculturii, ca deputat, ca om apropiat de agricultură, cum vedeți această, hai să spunem, înrolare a fermierului român în viitorul european? Pentru că știm, vor fi oarecare schimbări, chiar importante, pentru că unele sunt aparent foarte restrictive. Cum trecem de aceste furci caudine? Dacă vă referiți la reprezentarea și la forța fermierilor în ceea ce înseamnă decizia europeană pe regulamente, eu cred că aici trebuie să fim și am început chiar din 2015, am văzut că s-a materializat, vreau să văd că merge la capăt inițiativa prin care să susținem participarea fermierilor la COPACO-GECA. Cred că e un lucru esențial, suntem printre singurele țări care nu avem reprezentanți acolo. S-au făcut eforturi anul trecut, din câte știu, nu știu exact acum dacă sunt finalizate, dar cred că lucrul acesta trebuie și cred că rămăsesem dator de la întrebarea precedentă. La fel, cred că forța fermierilor trebuie să fie tradusă și în ceea ce înseamnă o bună organizare a camerelor agricole. Eu cred foarte mult în acest instrument. E unul din regretele pe care le am din mandatul pe care l-am avut la Ministerul Agriculturii, că n-am dus camerele agricole la, finalitate. Iată că avem aproape, cred că 11-12 ani chiar, de când nu mai avem un sistem de consultanță nici public, nici privat în agricultura românească. La fel, lucru fără precedent în Uniunea Europeană și asta cred că trebuie să ne preocupe. De ce e important? Pentru că, uitați, sunt situații de criză, cum este și aceasta pe care o traversăm, nu numai la nivel național, ci și la nivel european, în care nu s-a ajuns la un acord prea repede în ceea ce înseamnă bugetul pentru perioada 2021-2027, s-a întârziat destul de mult. În egală măsură, nu s-a ajuns la un regulament de tranziție pentru viitorul program decât foarte târziu, la finalul anului 2020, deci când trebuia să practic să dăm drumul la programul 2021-2027. Și de aceea cred că presiunea fermierilor, forța fermierilor ar trebui să fie. Și mai sunt și alte lucruri. Uitați ce se discută acum. Marea preocupare este cât alocăm din viitorul buget pentru zona de green, zona verde. 20% așa cum vrea Comisia Europeană sau 35% așa cum vrea Parlamentul European. Iar aici cred că fermierii români ar putea să explice foarte bine care este particularitatea agriculturii românești. Aici mă refer la zona de folosire a îngrășămintelor de-a lungul timpului. Cât s-a folosit? Că acum se vorbește foarte mult, domnule, să reducem cantitatea de îngrășăminte. Dar România, din câte știu eu, e la un procent infim față de cantitatea care a fost folosită în alte țări care au agricultură performantă. Nu că n-am vrut. Nu că am vrut noi să fim mai verzi decât alții, ca să spunem așa, mai plastic, ci pentru că nu ne-am permis, probabil într-o anumită perioadă, să folosim suficientă cantitate de îngrășăminte. Și de asta cred că oamenii trebuie să explice, la fel cum a fost și chestiunea legată de neonicotinoide, unde România cred că a suferit cel mai mult în momentul în care acestea s-au interzis. De aceea s-au tot cerut excepții de-a lungul timpului ca să nu avem afectate anumite culturi. Deci de asta cred că forța fermierilor e foarte importantă. Acum, eu am o rugăminte, iertați-mă. O secundă. Haideți să pronunțăm, o să vă explic eu după emisiune de ce, puterea fermierilor, da? Ăsta e termenul pe care îl agrez eu la ora actuală și o să vă spun după emisiune. De ce? Pentru că ceea ce a spus dumneavoastră e din altă parte, e din altă carte, da? Fără supărare, mă înțelegeți.
Și vă rog să Am continuați. înțeles. Da, sigur, n-am vrut să fac niciun fel de referire. Acum eu Nicio aș, problemă, știu. totuși, da, totuși, pentru că am discutat de lucrul acesta, cred că o prioritate în această perioadă este legată și de cum reușim, pentru că am tot vorbit de finanțare, de aia am spus de schema de creditare, dar cum reușim, pentru că suntem într-o perioadă în care nu mai avem fonduri europene, dacă nu ne mișcăm mai repede, nu mai avem fonduri europene pe care fermierii să le accede, în afară de plățile directe. Mă refer pe pilonul 2, pe zona de dezvoltare rurală. Acolo am terminat, din câte știu eu, alocările, nu mai avem bani pe care să-i punem pe piață și aici cred că trebuie să facem o presiune și rolul ministerului și al ministrului. Să facă o presiune extrem de mare pe Comisia Europeană, astfel încât regulamentul de tranziție, care a fost aprobat în decembrie, să poată să fie aplicat în beneficiul fermierului. La ce mă refer? Regulamentul de tranziție spune că 2 ani de zile putem să folosim bani noi din perioada 2021-2027 pe scheme vechi. Păi dacă schemele sunt vechi, și aici vorbim de cele principale, producție, procesare, tineri fermieri și așa mai departe, haideți să le dăm drumul mai repede, că înțeleg că procedurile ar putea să dureze și până în luna iunie. Haideți să mergem la nivel politic. Eu cred că dacă se explică particularitatea aceasta a comisarului european, cred că putem să ne mișcăm mai repede în alocarea diverselor sume, că asta înțeleg că se discută acum, ce sume alocăm pe fiecare măsură în parte. Hai să discutăm. Înțeleg că sunt peste 2 miliarde de euro care pot fi folosite în acești 2 ani de zile, pot fi atribuite, de fapt nu în 2 ani de zile, că trebuie să-i cheltuim banii până la sfârșitul anului 2025, dar ei sunt în perioada aceasta de tranziție de 2 ani de zile, peste 2 miliarde de euro și înțeleg că mai este și instrumentul acela de relansare, care are o sumă de 700 de milioane de euro, dacă nu greșesc. Eu vă spun datele pe care le-am văzut Nu, în spațiu e corect. Deci, e corect. Iată că sunt aproape 3 miliarde de euro pe care cred eu că trebuie să-i aruncăm rapid în piață. Este o criză, cum spune toată lumea, diferită de criza din anii 2008-2010, în care s-a spus, domne, austeritate, acum se spune, domne, aruncați bani în piață. Hai să facem și în agricultură atunci și să, dacă tot avem regulament care spune folosiți bani noi pe scheme vechi, haideți să le deschidem cât mai repede. Cred că au nevoie fermierii să deschidem chiar din luna februarie, dacă nu se poate că nu avem bugetul încă aprobat și nu avem zona de cofinanțare, măcar din luna martie-aprilie trebuie să avem aceste măsuri active și asta cred că se poate doar printr-o presiune politică pe care trebuie să o facem la Bruxelles și aici cred că, să mă întorc la întrebarea noastră, și fermierii ar fi avut un cuvânt dacă eram noi bine organizați, să spunem așa, fi avut și prin fermieri un cuvânt greu de spus la nivelul comisiei în a deschide aceste măsuri cât mai repede. Vă reamintesc că pe programul 2014-2020 am avut și avem un grad de accesare mare și datorită faptului că în anul 2015, deși nu erau aprobate regulamentele, dacă vă amintiți, în totalitate, da. Nu erau aprobate programele, îmi cer scuze, la nivelul comisiei, atunci vorbeam de un program nou, acum programul merge pe schemele vechi. Dar atunci ne-am un program nou, PNDR-ul a aprobat, el s-a aprobat în luna iunie 2015, încă din luna aprilie-mai am deschis pe răspunderea statului membru programe de finanțare. Celelalte programe, fondurile structurale, la celelalte ministere, programul de competitivitate și așa mai departe, au fost deschise undeva la sfârșitul anului 2016, începutul anului 2017. Deci noi avem un grad mare de absorție acum pe PNDR-ul 2014-2020 și datorită faptului că am deschis rapid. Experiența aceasta trebuie repetată și acum cred că e mai ușor pentru că nu vorbim de răspunderea statului să deschidem pe răspunderea noastră, pentru că deja sunt programe care au funcționat în trecut. Deci asta cred Bun. Că ar trebui. Acum, cred că ne apropiem și de final și de asta, dacă m-ați întrebat exact. Ce concluzie Din aș păcate... spune... Exact, vă rog foarte scurt una concluzia. Una din concluziile pe care le-aș spune ar fi aceasta. Fermierii au nevoie de resurse financiare. Sunt două instrumente la îndemâna ministrului pe care le poate folosi. În primul rând, instrumentul de creditare Agroinvest, care trebuie să fie o prioritate și trebuie să-l împingă cât mai repede. Și a doua chestiune, presiunea pe care s-o punem pe Comisia Europeană, astfel încât să deschidem cât mai repede noile măsuri, adică noile bugete să le accesăm cât mai repede din perspectiva 2021-2027. Domnule Daniel Constantin, mai frumos și mai concis nu se putea încheia discuția noastră. Vreau să vă mulțumesc pentru timpul acordat și fiți convins că pe măsură ce trece timpul o să vă mai căutăm să mai stăm de vorbă. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Daniel Constantin, deputatul Daniel Constantin, fost ministru al Agriculturii, un împătimit în continuare al acestui domeniu. Vă mulțumesc, domnule ministru.
Vă mulțumesc Vă și mulțumesc dumneavoastră foarte mult. că Are drag. vă mulțumesc că v-ați uitat la Agricultura, o șansă pentru România. Pe mâine seară.